Mai mulți părinți din satele Văsieni și Ruseștii Noi din raionul Ialoveni au protestat astăzi în fața guvernului, nemulțumiți că în aceste localități nu se fac clase de liceu. În rezultat, copiilor vor fi nevoiți să meargă la liceul din Bardar. Părinții susțin că se ignoră o decizie a Consiliului Raional Ialoveni, în timp ce Ministrul Educației invocă riscurile privind calitatea studiilor din cauza numărului mic de elevi. Pentru că s-au depus mai puțin de 18 dosare de înscriere în clasa 10 la liceul din Văsieni și Ruseștii Noi, atât cât prevede norma, autoritățile au propus ca elevii să fie transferați la liceul din Bardar. Plecăm în altă parte, numai nu Bardar. Dar de ce nu vreți anume la Bardar? Copilul nu dorește. Întotdeauna când au fost întreceri între sate, competiții diferite, Bardarul mereu nu susținea satul nostru. M-am gândit ca să rămâi copilul în sat, să învețe, să șibă clasa 10, de atâta că am băieți și vrem să deschidă liceul la Ruseștii Noi. Cred că nu o să lăsăm așa, așa să mergem, ori, da, așa, e ultima treaptă e la Chișinău, la oraș. Consiliul Raional ar fi dat acordul să se deschidă clase de liceu, dar decizia de a transfera elevii la liceul din Bardar a fost luată de către o comisie din cadrul Direcției de Învățământ. Consiliul Raional Ialoveni, în dispoziția președintelui raionului, a decis să fie deschise clase de liceu în localitatea Bardar, Ruseștii Noi și Văsieni. Și noi am cerut ministrului Educației să mențină această poziție, pentru că nu suntem de acord ca să fie o instituție zonală și nu cunoaștem în ce bază s-a ales instituția din Bardar ca instituție zonală. Pentru noi contează cel mai mult calitatea studiilor. În unul dintre aceste licee, fiecare a patrulea copil nu dă bacul, a ieșuat la bac anul acesta, în 2023, deci nici măcar nota 5 nu a fost obținută, ceea ce bineînțeles că vorbește despre calitatea studiilor în instituție. În al doilea rând, contează pentru noi foarte mult distanțele, ca să ne asigurăm că ele pot fi parcurse într-un timp rezonabil și că există unități de transport disponibile. 10 de licee din Republica Moldova riscă să nu aibă destui elevi în clasa 10-a. Ministrul Educației a declarat pentru TVR Moldova că anul trecut 140 de școli au înregistrat un număr insuficient de candidați la admitere și situația s-ar putea repeta în acest an.